În centrul civic al orașului Cernavod au fost amplasate zeci de standuri cu produse care mai de care mai apetisante. Comercianții veniți din Argeș și Maramureș au expus afumături pregătite după rețete tradiționale, brânza de burduf și nu în ultimul rând dulciuri. Am venit cu șerbetul, turta dulce, nuga, halva de floarea soarelui, salam de biscuiți cu rahat, cu cremă de lămâie, un grileaș cu cremă, zahăr caramelizat cu nucă, ciocolată de casă, fondante. Și mai avem un ganaj, o ciocolată cu frișcă în compoziție și vișine la mijloc. Produse din carne de porc, muști, fleică, jambon, cârnați, șunculiță cu usturoi. Și văd că aveți și o gamă variată de brânzeturi. Ce mai? Brânză veche de oaie, proaspătă, caș afumat, cașcaval și pastramă de oaie. Vedeta târgului a fost însă colacul secuiesc, cu miere, nucă sau bomboane. O cozonac secuiesc, cârtuș colaci. Văd că sunt cu mai multe arome. Cu ce anume? Cu cocos, cu nucă, scorțișoară sau zahăr și vanilie. Cum vi se par clienții până acum? Au venit să cumpere? Deocamdată nu pot să spun că e bine, dar încet, încet. La ce prețuri găsesc cernavodenii acești colaci secuiești? 10 lei mare și 5 lei mic. Cum vi se pară chiurtoșii și colaci? Sunt bine preparați? Încă nu i-am gustat, acum așteptăm să cumpărăm. Ca prețuri, cum vi s-au părut? Da, sunt ok, așa sunt peste tot. Oamenii au venit, s-au uitat și doar puțini au cumpărat, nu înainte însă de a gusta din preparate. Cum vi se par produsele tradiționale? Bune, bune, păi da, n-am luat niciodată și să încercăm. Sunt mai bune decât cele din comerț? Normal, că lucrez în alimentară și știu cum, gustul la toate. La prețuri, da. Cum vi s-au părut? Bune, și celelalte sunt mult mai scumpe. Am luat merișor, fac bomboane de casă. Târgul de produse tradiționale va fi deschis pentru public timp de 4 zile până duminică inclusiv.